Te salut, my friend. Searching for satellites. I don't have any. So, my friend, nu știu ce faci tu, eu sunt aici pe Nemția, sunt 7 grade și zăpada rezistă. Acest clip este recomandat de cei de la cricul.ro. Ce înseamnă asta? Accesează cricul.ro. N-ai înțeles? Cric, mă, cric, de ridici mașina de spălat vase. Cricul.ro. Intră acolo să afli informații despre ce se întâmplă cu șoferii, cu toate astea. So, despre ce aș vrea să-ți povestesc în acest clip exact, i-am și dat o denumire. N-avem ce face, greu la deal cu boii slabi, dar e Mercedes și te duce încetuț cu încetuț. So, aș vrea să vorbim un pic despre taxe, despre viniete. O să încerc să iau unele țări. Hai să începem cu România, deci știi despre ce e vorba, trecem peste. Hai să luăm Ungaria. Ce taxe trebuie plătite pe Ungaria când o tranzitezi, spre exemplu, da? Deci, nu știu, vrei să mergi din România în Franța, habar n-am, du-te într-un sat fain sau du-te pe la Paris, pe acolo, că mi-e dor. Și ce taxe trebuie să plătești pe tot traseul ăsta, să zic așa? Hai să luăm Ungaria. Pe Ungaria ai nevoie de vinietă. Dacă ieși pe la vamă, pe la Oradea, îți poți face în ultimul mol de pe partea ta dreaptă, înainte de vamă, poți să-ți faci vinietă pentru Ungaria. Eu am făcut acolo pe un an de zile. Nu mi-amintesc exact suma, dar am făcut pentru 3,5 tone, oricum peste 300 de lei. N-aș prea vrea să... Ideea care e că n-aș prea vrea să-ți dau sume să mă pronunț, pentru că nu am mai făcut de mult timp viniete și n-aș ști să-ți spun un scor corect. Ca și idee, ia-ți în calcul dacă te duci și te întorci, nu știu, pune un 20-25 de euro per vinietă per țară. Vor fi țări în care nu trebuie să plătești vinietă și se compensează în partea altă. Pe Ungaria. Deci pe Ungaria poți să-ți iei de acolo, de la mall, de la noi din țară, sau poți să-ți iei de la ei imediat după ce treci vama. Poți să-ți iei din orice Peco de la ei. Încă o chestie aș vrea să-ți spun. Tura trecută, sau acum două dăți mai exact, a trebuit să intru în Austria și nu aveam vinietă. Ideea care e? Că era ceasul, ora locală, era 12 fără 20, cam așa. Dacă intram, mă lua camera de vinietă, da, pe data de 5 ianuarie, să zic, și eu mă tot duceam, eu mai aveam de mers vreo 40 de kilometri de unde trebuia să-mi iau vinietă, că din Shell de acolo nu merge să plătești cu DKV-ul. Ideea care că eu ajungeam în următoarea zi, cum ar veni, și îmi rămânea ziua asta din spate, cum ar veni, neplătită. Eu îmi făceam vinietă pe data de 6 ianuarie, dar 5 ianuarie rămânea cu amendă. Înțelegi ce zic? Și am preferat să rămân în PECO acolo, să se facă 12 și 20 și 10 așa. După care am plecat, pentru că au început să mă ia camerele de vinietă, au văzut că nu am. Eu m-am oprit în PECO, mi-am făcut, m-au luat alte camere și s-au anulat, să zic așa. Sper că ai înțeles, uneori mă exprim așa cum știu eu și cum pot. Dar dacă tot te uiți la mine, sigur ai învățat tu ceva de aici. So, deci pentru Ungaria am lămurit treaba cu vinieta. Alte taxe nu ai de plătit. Dacă mergi la baie, trebuie să plătești taxă. Habar n-am cât este, că nu fac pișul în WC-urile din Ungaria. So, pe ce parte o luăm, înainte sau în dreapta? Hai în Austria. Mergem în Austria. Bun. Ajungem în Austria. De unde luăm vinietă în Austria? Din Austria îți poți lua vinietă imediat cum treci de vamă. Este un Shell pe partea dreaptă, de unde poți să plătești cu card de bani, să zic, sau cu cash, moneda euro. În Ungaria, dacă îți faci vinietă și vrei să plătești cu
euro, îți recomand să nu o faci și să plătești cu un card bancar. O să fie un comision, dar e mult mai ok așa decât să-i dai lola euro și să-ți dea forints din aia. N-ai ce face cu ei, rămâi cu ei, atârnă greu, dă la magnet și toate cele bune. Pentru Austria, tot așa, pune, este vreo 15 euro, cred că pe 2 săptămâni, 10 zile, scuză-mă, ar pune un 20 de euro să fie. Alte taxe nu ai de plătit, nu ai autostradă de plătit, nu ai absolut nimica. Ajungem în, nu în Germania, în Slovenia, ba nu, hai în Germania un pic. Pe Nemția nu ai de plătit nimica, eu vorbesc aici de maxim 3,5 tone, deci nu vorbesc de 7,5, nu vorbesc de camion, ăștia au taxe. Tu ești cu mașina mică, te duci la un picnic până la Paris, mă rog, să mănânci un hamburger de acolo. Și pe Nemția nu trebuie să plătești absolut nimic. A, în Austria la fel, dacă vrei să mergi să faci pișu, te costă. La fel, nu fac pișu în Austria, în WC-urile lor. No, trebuie să păstrăm un pic de distanță. Ideea e că nu mă pot băga în depășire. De ce? Pentru că n-aș vrea, Doamne ferește, să se întâmple vreo chestie, vreo ceva și să nu am timp de siguranță, de safety, știi? Mai bine las pe ăștia să se ducă, doamna se duce, Suelen din Dallas se grăbește, în sfârșit e un doamna, Cici, o știi pe Cici. Ciociolina, bun. Da, ăla a început să se ducă, mai vine ceva, aș mai aștepta că vine destul de tare și l-aș lăsa să se ducă și mă bag și eu acum. Bun, până aici am rezolvat o treabă. Unde am rămas? Ba, în Austria, da, pișul se plătește, vinieta se plătește, autostrada n-are treabă. Suntem în Germania, în Germania nu ai de plătit absolut nimic decât în unele locuri. Așa. Următoarea țară este Franța, super Franța. În Franța nu ai, recalculăm. În Franța sunt autostrăzi cu plată și autostrăzi fără plată. Eu am mers de puține ori pe cele cu plată, probabil că sunt cele mai scumpe, nu știu, știu doar că sunt foarte scumpe, frate. Da, deci dacă mergi pe autostradă, este scump în Franța. Îți recomand să lași autostrăzile bifate și să te bifeze la cu taxă, știi? Bun, aici cred că m-am oprit tura trecută, mă. Nu? Aici m-am oprit. Știi că m-am dus încolo? Ba da, aici. Nu avem nevoie de vinietă pentru Franța. Mergem așa ca pe Nemția. În Franța, cât și în Germania, dacă alimentezi de la anumite stații din astea PECO, te lasă să faci duș. Valabil este și în Spania. Un duș costă undeva de la 3 la 5 euro, 6 euro, depinde de zonele cum găsești. Spălatul hainelor găsești în benzinăriile astea mari, au afară astea de laund, de spălătoriile de mașini, da? Deci bagi acolo niște fise sau niște hârtii, îți alegi cu detergenți, cu toate cele. Am mai filmat odată în Franța, sunt mai multe, sunt și în Spania. Ce mașinist ăsta, mă, pe joc? Unde le duce, mă, ăsta pe toate? Cine știu, are vreo combinație. Bun, mai departe, hai să luăm Italia. În Italia nu ai nevoie de vinietă, în schimb în Italia sunt autostrăzile cu plată, dar și autostrăzi fără plată. Îți recomand să folosești autostrăzile cu plată în Italia, deoarece cu cât mergi mai mult, cu atât plătești mai puțin în Italia. Nu sunt foarte scumpe. Noi de câte ori am fost în Italia, am mers pe autostradă cu 3 jumatele și a fost foarte ok.
O singură dată am traversat eu, că am vrut eu să fiu băiat isteț, să traversez eu Italia pe naționale până în Franța și am zis că nu o să mai fac asta niciodată. Așa, mai departe. Următoarea țară, Slovenia. În Slovenia ai nevoie de vinietă. Te poți urca liniștit pe autostradă, nu este cu taxă, ai vinietă și te poți duce peste tot. În Slovenia nu prea m-am oprit de foarte multe ori. Ce să zic? Mare atenție la drum. Următoarea țară. Asta vrea să se bage și trebuie să îl lăsăm, cred că. Intri, nu intri, Vaslică. Nu? Mai stai acolo. Te lasă, Valentin, că este de la Rumanii și el știe despre ce e vorba. No. Acum fac și o treaba asta. Mă duc aici. Mamă, ăsta e Scania din ăla, nene. Foarte... așa. Dar nu știu dacă e de bună să faci asta. Ok. Următoarea țară, am zis Italia, Slovenia, Slovacia, da. În Slovacia ai nevoie de vinietă, poți să folosești autostrada, nu ai taxă de drum, să zic așa. În Cehia, mare atenție, în Cehia, vinieta se face doar online. Nu se mai pot face la ghișee, la chestiile astea. Habar n-am de ce, nu știu, așa vor ei. Dar păi când ajunge președinte, un actor, treaba e bună. Știi că la noi în România, de fapt, actorii sunt de 30 și ceva de ani și ne uităm la același film. Am mai făcut clipuri despre treaba asta. Josnic, nici nu vreau să vorbesc despre asta. Bun. Cehia, Slovacia, Slovenia... Austria, am zis, ai nevoie de vinietă, plătești taxa de pișu. Belgia, n-ai nevoie de nimic. Olanda, nu ai nevoie de nimic, te poți folosi de autostrăzi. Luxemburg, te poți folosi de autostrăzi, nu plătești nimic. Franța, Elveția, corect. În Elveția ai nevoie de vinietă, te poți folosi de autostrăzi. Ce țări ar mai fi? Bulgaria, ai nevoie de vinietă. Ce țări mai sunt? În Grecia am fost, în Creta, habar n-am dacă trebuie, că am fost cu avionul. În Turcia am fost tot cu avionul, nu știu. Cam astea sunt. În Spania nu am fost, habar n-am care-i treaba acolo, știu doar că se plătesc autostrăzile. Orez, nu mă pronunț pentru că știu anumite date, dar nu le-am testat eu, nu le-am probat eu și n-am ce să-ți spun despre asta. Cam atât. Dacă te duci în Anglia și te duci cu feribotul, e fain că faci mai mult timp și mănânci și te speli gratis. Dacă te duci cu trenul pe nașpa, nu știu ce să-ți mai zic, cam atât. Frankfurt, 228 de 300 din alea. N-am mai filmat acolo la alimentare, că nu mai aveam baterie la cameră. În schimb, am intrat acolo și folosesc masca aia de acolo. Este o mască din aia, cheap price, care o folosesc și acasă în România. Aici este obligatoriu în Germania și în Austria este obligatoriu FFP2 ăla. Am două măști acum, una am cumpărat-o, una era în mașină. Și când am intrat acolo cu masca asta care o folosesc în România, mi-a zis ăla că masca mea nu este bună și că trebuie să vin la geam să îmi plătesc motorina la Peco, știi? Și zic că ok, mă duc afară la mașină, vin, îmi iau masca FP2, o pun, intru înăuntru, el foarte revoltat să mă trimită iar afară. Și zic că, bă, zic, masca mea, it's ok, zic, you're wrong, zic, your mask is wrong. Pentru că el avea din aia de cârpă, de material, știi?
Și n-au mai zis nimic. Păi n-au mai zis, ce să mai zică? Sunt foarte... cu multe puncte nemțelăi ăștia. Ce să zic, nu intra în conflict, să zic așa, că probabil și tu ai văzut foarte multe lucruri și te simți revoltat uneori, la fel sunt și eu. Dar tot timpul am în vedere că pe mașina mea este număr de România și trebuie să fiu un pic mai precaut. Ia să-i vedem și pe ăștia. Bă, foarte multă poliție, foarte, foarte, foarte multă. Nu știu dacă mai apucăm să vedem de camionul ăsta. Nu s-a mai văzut nimic. Dar erau acolo. Peste tot, peste tot. Habar n-am, zici că din ce în ce se strânge mai mult curiaua. So, nu uita ce ți-am spus, pe cricul.ro poți să vezi mult mai multă informație și să te informezi în timp real. Până data viitoare, toate cele bune!